Bun găsit, doamnelor și domnilor, o zi interesantă astăzi, o zi de luni, avem guvern, ne-au intrat 2 miliarde, aproape 2 miliarde de euro din banii de la Uniunea Europeană, deci guvernul acesta s-a făcut la timp pentru a putea să primească banii și să-și pună în aplicare ideile care, bineînțeles, sunt bunăstarea societății, patriotismul, identitatea, unitatea poporului român, așa cum a spus el Claus Iohannis, Nicolae Ciucă și toți ceilalți care au primit ordin să vorbească despre unitate. Lucrurile momentan sunt bine până când aceste fonduri vor da bătăi de cap și nu se vor înțelege. Până atunci n-au niciun interes să certe, lucrurile merg în direcția bună, de aceea astăzi, de exemplu, ce a făcut Nicolae Ciucă? La invitația Secretariatului de Stat pentru Culte, prin reprezentantul său, Victor Opaschi, cel mai longeviv secretar de stat din 2013, cred că e un fel de persoană deja care a trecut dincolo de micimile acestea din politică și cu experiența acumulată în anii săi, care depășesc jumătate de veac, s-a gândit ca prin prietenul său Wexler, parcă așa îl cheamă pe reprezentantul minorității evreiești, să invite la Templul Coral pentru a arăta cumva așa, da un semnal. Și uite, domne, că noi aici organizăm ceva serios, așa, o dezbatere cu reprezentanții cultelor religioase din România la Templul Coral pentru a discuta de libertate religioasă, o libertate religioasă pe care practic nu o contestă nimeni, ea este stipulată la ONU, este stipulată în toate convențiile internaționale și nu numai de asta, este un drept cum și noi am aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau și așa mai departe. Deci e un drept asumat și nimeni în momentul acesta față nu poate spune că nu are dreptul să meargă la biserică, la moschee și unde mai vrea să meargă și așa mai departe. Dar poate pentru care experiență și pentru a se pune la adăpost în sensul de a nu fi schimbat, domnul Victor Opaschi, că este departamentul de culte din subordinea primului ministru, i-a oferit primului ministru o plimbărică așa de început de săptămână în care se discute despre libertatea religioasă. De ce s-a dus domnul Ciucă acolo? În primul rând, ca să aibă de unde să se întoarcă. S-a întâlnit cu oamenii aceștia, a ascultat niște mesaje, o să vă citesc din declarațiile lui, pentru că, mă rog, a dat câteva declarații, după care au ieșit, au făcut o fotografie în fața Templului Coral. Fotografia, mă rog, cred că se vede aici. Ciucă este în mijloc, iar domnul acela care își apără biluțele din primul rând este domnul Victor Opaschi. Au încercat cumva să dea câteva mesaje din punctul meu de vedere fără nicio logică, pentru că repet, în România nu sunt îngrădite drepturile și libertățile religioase, pentru că ar fi o încălcare flagrantă în ceea ce privește dreptul omului, dar probabil pentru a se tatona, schimbându-se guvernul, schimbându-se interesele și, mă rog, interesele personale dintre oameni, s-au gândit să se întâlnească. Și domnul Ciucă, la ieșirea respectivă, ați văzut că domnul Ciucă, ca un militar veritabil ce este și ca un gânditor de calibru, să folosim un termen din armată, a dat o declarație și ne spune: am avut o activitate pe care a organizat-o Secretariatul de Culte găzduită aici. Mie îmi place foarte mult când zic politicienii ne aflăm aici, găzduit aici, de parcă atunci când dai declarație nu te vede omul că ești acolo, adică bun. Mă rog, în sfârșit, nu ne luăm noi despre acest lucru pe care a organizat-o Secretariatul de Stat pentru Culte. Într-adevăr, Secretariatul de Stat pentru Culte a organizat-o, dar este în subordinea ta. Adică, cu alte unde poți să spui că ai organizat-o de la nivelul de prim-ministru. La Templul Coral, o întâlnire care au participat 17 din cele 18 culte din România. Nu ne-a spus de ce unul dintre cele culte nu a participat. Ar fi fost logic să ne și spună acest lucru. Și are, vedeți, a învățat deja din mesajul lui Claus Iohannis, mesajii agramat, dacă aș putea spune, sau unul fără nonsens, adică, sau fără sens, ca să nu... A fost o activitate foarte bună. Deci, vedeți, ca și Claus Iohannis, a fost o discuție bună, extrem de
bună. Mă rog, el n-a zis extrem de bună. Aici Ciucă ne spune a fost o activitate foarte bună. Uitați ce limbaj folosește, în care am reușit să ascultăm fiecare reprezentant. Dom'le, deci când te uiți și te întrebi oamenii ăștia au terminat o școală, au făcut ceva, cum de-au ajuns oamenii ăștia prim-ministri, miniștri, oameni care, mă rog, împart acum contracte, era să zic contractele și interesele, împart, trămuiesc bugetul țării pentru binele nostru, mă face să râd, în care am reușit să ascultăm fiecare. Că, cu alte cuvinte, cine te ține să nu asculți? Adică am reușit să ascult. Doamne, nu știu, dacă fugi undeva, te integrezi la o întâlnire secretă, dacă ai fi, nu știu, spion și ai participat la întâlnirea guvernului, spui, am reușit să-i ascult pe ea. Dar am reușit să ascult, tu fiind invitat de seamă. Fiecare reprezentant cu mesajul și propunerile dumnealor. Deci primul ministru al României, în loc să-l lase pe Victor Opaschi, care cu asta se ocupă, că e secretarul de stat pentru culte, să asculte ce zic ăștia, minoritățile astea pe care el le păstorește și le conduce și le învârte și le sucește și, mă rog, în sfârșit treaba lui ce face acolo și a noastră, pentru că este o instituție a statului, a venit primul ministru să asculte mesajul reprezentantului fiecărui cult în parte. Domnul Ciucă, dar nu mai aveți altceva de făcut cu țara asta? Uitați-vă, mergeți așa pe străzi, fără SPP, fără toate cele și vedeți că sunt atât de multe de făcut. Mă rog, deci domnul Ciucă s-a dus și a ascultat mesajul fiecărui cult și deja acum în capul domniei sale se gândește protestanți, catolici, greco-catolici, ortodoxi, musulmani, dracu să-i mai ia care ori mai fi pe acolo și ce vor și care vor și așa mai departe. Când simplu sun la SSC, îl întreb pe Victor Opaschi, ce e mă cu cultul respectiv. Mă rog, în sfârșit, și omul spune ăla așa, ăla așa, ăla așa, ce nevoie au, ce n-au și așa mai departe. Nu mai zic că, uitați aici, am văzut o știre, Câțu, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, adică prin Victor Opaschi, a dat 1.000.000 de lei cultului Mozaic. Și se spune aici că, prin urma solicitării, sprijinul financiar pentru activități sociale și medicale destinat supraviețuitorilor Holocaustului și persoanelor vârstnice. Este esențial pentru a asigura supraviețuirea acestor persoane. Și-a dat 1.000.000 de lei, aproape 2.000.000 de euro și, conform informațiile găsite în spațiu public, doar 2 supraviețuitori ai Holocaustului mai sunt în România. Înțeles că aici nimeni nu-și pune o întrebare de ce a dat domnul acesta, fost prim-ministru, președinte al Senatului, prin această organizație și de ce domnul Opaschi a acceptat să dea atât de mulți bani cultului Mozaic, de parcă Holocaust a fost al altieri și sunt atât de mulți oameni aici care au nevoie de bugetul acesta pentru a putea supraviețui, când vorbim de, mă rog, supraviețuitori, pentru a putea, mă rog, să trăiască și așa mai departe, dar mie, de exemplu, aici am sunat undă cu virgulă, nu e treaba mea, dar mi se pare interesant să aduc la atenția dumneavoastră, în atenția dumneavoastră, asemenea știre care, mă rog, poate pe unii nu interesează, dar sunt o groază de bani, mai ales că au fost peste 1.600 de proiecte și au primit bani doar 2. Aproape dublu a primit Biserica Ortodoxă și cultul Mozaic. Testul chinion, vorba aceea al domnului Iohannis. Deci, domnul Ciuc acum și-a dezvoltat și această parte a culturii sale generale cu aceste culte, și a reușit să-i asculte. El ar fi vrut, adică să-i asculte pe oamenii aceștia, dar n-a reușit. Acum uite că a reușit omul să-i asculte. Cine mai spune? De asemenea, am avut posibilitatea să discutăm și să transmitem mesajul atât de la nivelul domnului ministru al sănătății, Alexandru Rafila, cât și de la nivelul guvernului României. Deci vă dați seama, primul ministru al României a avut posibilitatea să discută și să transmită mesajul. Primul ministru transmite mesajul ministrului sănătății, care e și el la întâlnirea respectivă, cât și la nivelul guvernului României, așa scrie în text. Deci am avut posibilitatea să discutăm și să transmitem mesajul atât la nivelul domnului ministru al sănătății, Alexandru Rafila, cât și la nivelul guvernului României. Aș putea spune că activitatea a debutat printr-un... Deci parcă ziceți că a fost la film. Au dus pe Ciucă și pe Rafila, împachetați așa frumos de domnul Opaschi, care a avut grijă să stea în umbră, să nu zică nimic,
Ați văzut acolo, au ieșit toți să vorbească la declarații, pe mine mă amuză foarte mult când vine unul să vorbească și are pe ceilalți în spate. Că sunt miniștri, că sunt politicieni, că sunt toate cele. Dom'le, când te duci și n-ai nimic de spus, eu dacă aș fi politician, asta în spatele primului ministru. Ce stau acolo ca la manechinul pus sau ce? Te duci și vorbești. Da, mă rog, oamenii să apară așa, să pară apropiază, în sfârșit. Și a avut posibilitatea omul să discută și să transmite mesajul Guvernului României, el prim-ministru. Înțelegeți? Deci, am avut posibilitatea să discutăm și să transmitem, mă rog, și al ministrului al lui Rafila, cât și al Guvernului României. N-ați zis, domnul Ciucă, și vă mulțumesc, adică că m-ați lăsat, dacă tu m-ați invitat aici, m-ați lăsat să și spun două cuvinte. În sfârșit, deci a reușit, a punctat, a fost o reușită și ne spune, aș putea spune cu activitatea care a debutat. Deci activitatea avans, ca la film, a debutat, n-a băgat publicitate și le-a plăcut tuturor. De unde știe? Mă rog, nu știu. Și uitați aici frază. Suntem aici pentru că ne iubim țara și ne iubim comunitățile. Vai păcătoșilor, adică iubitorilor, iubiților. Deci oamenii aceștia sunt acolo pentru că își iubesc țara și își iubesc comunități. Nu din interese, nu pentru putere, nu pentru combinații, nu, doar din iubire și pentru iubire. Iar mesajul nostru a fost cât se poate de clar. După atâta iubire, vă dați seama așa, în etape, că ea se, pe parcursul multor ședințe, prin astfel de activități nu facem altceva decât să redăm oamenilor încrederea și speranță. Deci, asta dacă nu e un caz de nebuni, adică cum, domnul Ciucă, redăm oamenilor încrederea și speranță? Păi dumneavoastră redați încrederea și speranța întâlnindu-vă cu aia care conduc cultele și cu Victor Opaschi, care, mă rog, vine din perioada socialist-totalitară, perioada comunistă, cu mâna dreaptă a lui Ion Iliescu și așa mai departe, de 7 ani, de 8 ani, secretar de stat la culte, și redați oamenilor încrederea și speranță. Așa spuneți dumneavoastră aici, cum redați încredere? Dați-mi și mie o încredere, dați-mi și mie o speranță. Că ce faceți? Vă rugați în grup pentru încredere? Păi redați-le oamenilor încrederea și speranța, dându-le o posibilitate, un drept. Dreptul la un trai mai bun, la o viață decentă, dreptul la un salariu mai bun, la, nu? Cam așa înseamnă încredere și speranță. Altfel, puteți să mă întâlniți dumneavoastră cu domnul Opaschi, cu domnul Kelemen Hunor, cu Rafila și cu Rafat și cu Arafat, pardon, și așa mai departe. Domnul ăsta Arafat, uite, constat că tot a rămas, cred că după Opaschi, Arafat e cel mai longeviv, și Gheorghiță, și redați oamenilor speranța și încrederea. Păi domnul Ciucă, nu? Păi domne, chiar așa rușine, folosiți cuvinte, domne, mai așa omenești, adică nu ne luați chiar atât de aproști, adică pe bune. Ne oferiți încredere și speranță. Și omul mai și insistă, spune, nu o spun gratuit, o spun pentru că aceasta se întâmplă în baza unui dialog pe care îl avem cu societatea civilă. Păi domnule, nici nu ești ministru, prim-ministru de o săptămână, ce dialog ai, de 2 săptămâni? Și societatea civilă e aceea societate a lui Klaus Iohannis care este selectată, dacă vă laudă și vă transmit mesajele societatea civilă, aia care vă critică sunt necivili, nu? Sau cum vin? Cele 18 culte păstoresc, deci a luat și, domnul Ciucă, a luat și un termen între ăsta așa de păstor, adică de, n-a zis ciobănesc, a zis păstoresc așa, împreună peste 99% din populația României. Nu puteți să spune 100% sau, mă rog, aproape 100%, îmi spune peste 99%. Păi ce înseamnă peste 99%? Ori partea, mă rog, deci păstoresc această societate, ori partea aceasta de dialog ne ajută în tot ceea ce înseamnă găsirea soluțiilor, ajută și armonizarea lor cu nevoile și specificul fiecarei comunități în parte. Dom'le, dacă a ajuns primul ministru să se gândească ce nevoi și ce specific are fiecare comunitate în parte, ar trebui să-și ia consilier. Să-și ia, uitați, domnul Ciucă, luați-vă un consilier. Știți, de exemplu, ce nevoie au musulmani? Eu sunt specializat în islam, de exemplu. Cum văd musulmanii din România, ce nevoie au, ce specific au. Nu știu, de exemplu, poate nu știți că există un liceu teologic la, mă rog, în care cei care termină de acolo sunt imami, preoți sau popi, cum se zice la dumneavoastră în Oltenie, dar
Poate e cazul să faceți noastră o universitate, pentru că cei care au studii superioare se duc în Turcia, se duc în Arabia Saudită, se duc în zona aceasta unde există universități teologice, și poate și oamenii au dreptul de a face teologia în România, în spirit patriotic, în spirit național, gândesc național, gândesc românește, chiar dacă sunt de altă minoritate. Asemenea, altfel să termine unul teologia, cum ar fi la noi, termine teologia și îl faci preot fără studii superioare, e puțin jenant. Dacă vă interesează, de exemplu, ce nevoi și ce specific are comunitatea respectivă. Dacă v-ar interesa, de exemplu, nevoile comunității, că au câteva nevoi stringente chiar, nu vi le spun acum aici, poate sau poate îl întrebați pe acel muftiu, că era pe rândul ăla cu dumneavoastră în partea cealaltă, sunt, băi, tu ce nevoie ai? Sau pălălaltul, tu ce? Da, pentru asta există un ministru, domnul Opaschi, care, în mod normal, puteți să-l întrebați, băi, băi, a ce nevoie, dacă tot vreți, adică, ziceți, ne în găsirea soluțiilor pe astea, ar trebui să vi se pună dumneavoastră pe masă în fiecare dimineață, de la fiecare secretar de stat. Ce probleme ai pe energie, pe cultură, pe educație, pe externe și așa mai departe. Atunci, dacă vă luați niște consilieri dintre ăștia care nu-i luați de la partid, așa, băgați la grămadă să le dați și lor niște salarii, poți să vină aia să vă spună, da, domne, uite, ai asta, ai cealaltă, ai cealaltă. Și atunci știți, domnul Ciucă, nu trebuie să vă întâlniți așa grămadă, că totuși mintea umană nu e așa complexă încât să țineți minte 17 dorințe ale acestor comunități, principii și așa mai departe. Și este o modalitate de dialog pe care o vom continua și cu ceilalți reprezentanți ai societății civile, fără jale nu o să fie asta, astfel încât să putem să primim și să acumulăm, vedeți aici, Olteanu, tot Oltean rămâne, adică să primim și să acumulăm tot ceea ce vine din partea cetățenilor români, Doamne ajută, pentru a putea lua decizii pentru ei, orice că ei mai și decizii pentru ei, cetățenii români, adică uitați în comunitate, se spune aici. Și mă întreabă unul, ați discutat despre introducerea certificatului verde în lăcașurile de cult? Și ne spune domnul Ciuc că a fost o discuție și o solicitare a reprezentanților cultelor ca cetățenii să poată să beneficieze de această libertate de a participa la slujbe, fără să impună obligativitatea deținerii certificatului verde. Și mă rog, o pasează la domnul Rafila, că nu își bate el capul cu detalii de genul ăsta, să mergem în Parlament și până la sfârșitul anului să putem să avem această lege a certificatului COVID. Este o chestiune care urmează să fie dezbătută și finalizată cu cei care sunt îndrituiți și au cunoștințele necesare pentru acest lucru. Și întrebarea cheie, la sfârșit, s-a discutat despre implicarea cultelor în campania de vaccinare? Adică, din punctul meu de vedere, cultele, dacă se implică în campania de vaccinare, își depășesc atribuțiile. N-au nicio treabă, conform Constituției și conform logicii și bunului simț, ca și cultele să se implice în campania de vaccinare, pentru că ăștia se ocupă cu credința, nu? Sunt oameni care promovează și nu poți să zici acolo între Doamne ajută, bagă un vaccin, dă un certificat și așa mai departe. O normal, așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Dar uitați ce ne spune Ciucă. Ciucal nostru, vorba aceea cu cultele și cu astea, domnul ministru Rafila a avut un mesaj că se poate de bun. L-a și gustat. Și de la nivelul guvernului susținem acest mesaj. De parcă Rafila n-ar fi în guvern și n-ar fi fost lângă el, Lolec și Bolec, am cerut sprijinul cultelor pentru a putea să salvăm cât mai multe vieți. Deci vă dați seama. Deci nu știam noi cine sunt salvatorii de vieți. Cultele sunt salvatorii de vieți. Domnul Opaschi e înger, adică e mâna dreaptă de-a dreapta, nu? Iar discuția a fost dacă vaccinarea este singura soluție. Și ăștia, după ce că salvează și vieți, parcă ne aduc aminte de ultima soluție din alu, știți voi bine cine. Deci, am cerut sprijinul cultelor pentru a putea să salvăm cât mai multe vieți. Păi și voi atunci ce faceți? Mă, dați-vă la o parte, puneți-l pe Opaschi prim-ministru. Și în felul acesta salvează omul vieți, că dacă nu puteți voi, nu, de la nivelul acesta, cum ce domnul Ciucă, de la nivelul guvernului. Răspunsul a fost de asemenea că se poate de ferm și clar. Vaccinarea este o soluție. Deci, vă dați, ăștia de la culte i-au luat la mișto pe ăștia. Vaccinarea este o soluție. Adică n-a zis, da, domne, noi salvăm vieți și susținem vaccinarea ca singura soluție. Nu, este o soluție. Da,
alții zic nu e o soluție, alții zic e o soluție, iar ăștia de la curte au zis vaccinarea este o soluție. Iar cea de-a doua complementară, vaccinarea este comportamentul, adică respectul față de sine. Deci vă dați seama ce discuție, ăștia mai bine să duce la un curs de filozofie. Iar respectul, iar comportament înțelegem respectul față de sine. Adică fiecare ne respectăm pe noi. Respectul față de comunitate. Vă dați seama asta aici cu respectul față de comunitate, fiecare cetățean. E dimineața când se trezește, bă, să respect comunitatea, să nu deranjez comunitatea, să nu, Doamne ferește, comunitatea e în noi, vorba aceea. Respectul față de tot ceea ce înseamnă dorința de a salva vieți. Asta eu înțeleg, vă mulțumesc foarte mult. Asta eu înțeleg cu respectul de a salva vieți. Dar oamenii chiar, adică, domnule, dacă te trezești cu ideea asta, înseamnă că te-ai dilit puțin așa, adică salvăm vieți. Păi, fiecare important este să trăim, nu putem noi să salvăm vieți. Viețile sunt salvate de doctor, că ea în spital, când te duci, când ai o problemă, poate să salvezi o viață, dar eu ce să fac acum să salvez eu vieți? Nu că n-aș vrea, Doamne ferește, sau oricine și dumneavoastră care mă ascultați. Dar nu este în atribuțiile noastre. Deci, domnul Ciucă, mie deja îmi place. Eu credeam că unul mai varză la declarații ca și Câțu, vrea să zică Câțu, nu credeam că există. Dar uitați că domnul Ciucă e fenomenal. Adică asta, de exemplu, cu... Am cerut sprijinul cultelor pentru a putea să salvăm cât mai multe vieți. E, nu? Și stă acolo pentru că își iubesc țara. Mă rog, ăștia sunt cei din guvern. Uitați, apropo de asta, pentru că citind despre acest lucru, vreau să vă citesc o frază dintr-o carte scrisă de Eric Hobsbawm, Secolul Extremelor. Una dintre cele mai bune cărți, cred că cea mai bună carte pe care am citit-o despre secolul 20, este... Omul este un fel de coleg al domnului Opaschi, ca și activitate, credință și așa mai departe, dar este genial din punct de vedere al scrie. Bine, nu ca și domnul Opaschi. Și într-un capitol care se numește Căderea liberalismului, nu-i zic domnului Câțu acum cum e cu căderea liberalismului, că nu face obiectul pastilei de astăzi, dar mi-a plăcut un lucru care cred eu că cadrează cu perioada aceasta și se spune. Dintre toate fenomenele din epoca catastrofei, probabil cel mai mult a șocat pe supraviețuitorii din secolul al XIX-lea prăbușirea valorilor și a instituțiilor civilizației liberale, al căror progres fusese considerat drept un bun dat odată pentru totdeauna de către secolul lor, în orice caz, în zonele avansate ale lumii. Aceste valori erau neîncrederea în dictatură, neîncrederea în dictatură și în guvernarea puterii absolute, promovarea unui guvern constituțional, ales în mod liber și a adunărilor reprezentative care garantau aplicarea legii și un pachet de drepturi și libertăți cetățenești, inclusiv libertatea de expresie, de publicare și de întrunire. Statul și societatea trebuiau să fie informate în legătură cu condiția umană prin intermediul rațiunii, al dezbaterilor publice, al învățământului și științei. Era limpede că aceste valori se afirmaseră pe tot parcursul secolului și erau destinate să continue să se afirme și în viitor. Dar a venit 1914, a izbucnit primul război mondial. Era dezvoltarea științei, a tehnicii. Și o chestie interesantă, medalia 1 mai a Partidului Social-Democrat din Germania, așa ca în paranteză, îl avea pe o parte pe Karl Marx și pe partea cealaltă statuia Libertății. Apropo de alianța aceasta, nici nu știu cum să o cataloghez, între gânditorii noștri de astăzi, în speță Marcel Ciolacu și Florin Cățu. Dincolo de asta, uitați că avem nevoie și de cultură. Domnul Romașcanu a dat o declarație care, cum să vă zic, exprimă cumva, nu știu ce exprimă, sincer vă spun, adică uitați, fiecare țară are propriile exemple cu privire, el vrea să spună anul rezilienței prin cultură, rezilienței prin cultură, deci a cugetat el. El n-a dat un mesaj de 1 decembrie, de Marea Unire, de perioada asta,
N-a avut, mă rog, ce treabă să aibă ministrul culturii cu ziua de 1 decembrie, cu ziua națională, Doamne ferește. Dar s-a dus și a propus anul, ca anul 2023 să fie anul rezilienței prin cultură. Deci să n-am văzut rezistenței sau ceva, reziliență. Adică, domne, dacă tot a fost cu Planul Național de Redresare și Reziliență, ăsta, gazetarul de cancan, a zis, gata, reziliență prin cultură. Rezilient cultura, cum ar fi. Și uitați ce, din puțul gândirii, fiecare țară are propriile exemple cu privire la depășirea unor situații critice prin artă și prin cultură. Deci, prin artă și cultură, de, nu? Domnul Romașcanu, prin artă și cultură depășesc oamenii care înțeleg artă și cultură, dar o țară e formată din mai mulți oameni, deși omenirea este în acest moment supusă unor grele încercări. Asta a constatat Romașcanu. De asta s-a dus la Ministerul Culturii, s-a uitat așa pe geam, din biroul lui se vede Tâmpovița și păi, omenirea este supusă unor grele încercări. Acești doi ani de restricții, izolare și înstrăinare, ne-au arătat că prin cultură putem redobândi umanitatea în dovadă de reziliență. Adică ne-am înstrăinat și în același timp ne spune că ne redobândim umanitatea. Păi că ea care și-au pierdut umanitatea, dar sunt și oameni care au rămas umane, nu și-au pierdut umanitatea. Doamne ferește! Și putem să recuperăm asta dând dovadă de reziliență. Domnilor, dragilor care mă ascultați, dați dovadă de reziliență, să nu vă pierdeți cu cultura, vorba aceea. Așadar, vă propun să reflectăm astăzi la posibila desemnare a anului 2023 drept anul european al rezilienței prin cultură. Vă dați seama că dacă s-o fi dus înainte la Ciolacu să-i zică, ei sunt și prieteni, și-o fi zis, băi, mă duc la Bruxelles acolo și propun, punem și european, anul european al rezilienței prin cultură. Asta ar fi stat să fi gândit. Du-te, bă, Lucian, și spune așa. Pentru a identifica împreună noi măsuri de sprijinire a sectoarelor culturale și creative, săracele sunt praf. Deci când vorbim noi de cultură aici, nu avem reviste susținute de stat, de cultură, de stânga, de dreapta, de idei, de ideologii și așa mai departe, un ajutor pentru cei care sunt în domeniul acesta cultural, artistic și așa mai departe, dar rezistăm prin reziliență, vorba aceea. Pentru a valorifica potențialul acestora în asigurarea tranziției vers și digital. Deci domnul Romașcanu, el a terminat taseul, ceva parcă comerț, dacă nu mă înșel. E calificat să fie ministrul culturii din toate punctele de vedere, adică e un om atât de profund, cum îi face lui să spună, știți că a mai apărut chestii între astea, încât, nu știu, să-i dea ăștia de la Bruxelles anul european al rezilienței prin cultură, nu? Că tot suntem cu reziliența asta care o să fie cuvântul anului 2021, 2022 și uitați și 2023. Până data viitoare, toate cele bune, seară plăcută!